Mă numesc Vasile Iernu. sunt scritor, născut în URSS în 1971, deci am prins o perioadă bună, copilăria și adolescența în vechiul regim comunist sovietic. Sunt pasionat de muzică, de sunet, vin dintr-o familie în care s-a cântat destul de mult, amatori. Toți știm să cântăm în familie la un instrument, cântăm la instrumente cu coarde, la instrumente cu clape, de obicei, cam astea sunt instrumentele care le știm. De mic am fost implicat în grupuri, se cheamă colective, de diverse muzici, adică am avut o orchestră de mic, am avut în școli diverse orchestre și am cântat, cred că toată școala am cântat în cor. Pentru mine muzica a contat în sunet în general, a contat enorm de mult. E practic una dintre domeniile, elementele care m-a format și țin foarte mult. În adolescență mi-am redescoperit această pasiune către muzică. A fost o perioadă în care nu m-a interesat în adolescență pentru că a apărut, practic eu sunt generația perestroica, în anii 87-88-89, Începeam adolescența și în aceeași perioadă începea, era în, plină desfășurare ceea ce schema perestroica, un soi de restructurare a sistemului a regimului sovietic. Și atunci a apărut pentru prima dată un val imens și o modă a muzicii alternative. Practic, pentru mine, căderea și destrămarea Uniunii Sovietice, căderea comunismului, este legată în primul rând de sunet, nu de discurs. Asta e o chestiune foarte interesantă și eu încerc să o explic de multe ori de ce, cum s-a întâmplat acest lucru. Cred că pentru generația noastră muzica a în acei ani, 87, 88, 89, muzica a mult mai mult decât, să zicem, discursul, chiar mai mult decât textul, pentru că eu de când mă știu, sau mă rog, în acea perioadă adolescenței eram cu căștile în urechi, toată lumea îmi cu o chitară după el și cântam în general muzici care erau considerate neoficiare alternative, fie occidentale, fie sovietice, deja apăruse. Muzica alternativă sovietică. Bun, cam asta este cumva pasiunea de aici. Vine și pasiunea mea pentru muzică, sunet, pentru tot ce înseamnă mai ales construcția muzicii alternative în spații de tip închis. Încerc să povestesc acum cumva să fac o mică prezentare a ceea ce s-a întâmplat în Est în a doua jumătate a secolului 20. Pornind de la niște lucruri care pe mine mă interesează foarte mult, un soi de care sunt condițiile și care sunt elementele centrale care duc la construire, la apariția, să zicem, pe de o parte a muzicii oficiale, pe de altă parte, pentru că ne interesează în mod special, pe mine mă interesează cum apare, să zicem, un soi de muzică alternativă, o muzică care nu se încadrează în standardele unui regim de tip închis, regim autoritar, care va marca foarte mult generațiile tinere din, în a doua jumătate a secolului 20 în spațiu estic. Cercetarea mea este axată în mod special pe spațiu ex dar aici include și Republica Moldova, de unde mă trag, de unde sunt născut. Pentru că în România se simte foarte mult, din Republica Moldova vin o mulțime de sunete foarte interesante, foarte diferite Chiar dacă sună românește sau sună apropiat de ceea ce știm noi Totuși există ceva specific și ne aduce foarte multă noutate în câmpul muzical, în sonoritatea locală Povestea de unde se începe este legată de sfârșitul celor de-al doilea război mondial Războiul funcționează foarte interesant, cel de-al doilea război mondial, care este un, un, unul dintre cele mai tragice evenimente din secolul 20, Funcționează pentru spațiul estic ca o formă de democratizare. Sună paradoxal, dar e foarte interesant acest lucru. De ce? Pentru că, după ce are loc, după ce armata sovietică învinge fascismul, ostașii care se întorc înapoi acasă, nu mai sunt aceiași ostași cu cei care au plecat de la, din spațiul sovietic. Ei se întorc cu o anumită conștiință de victorie, se întorc cu arma în mână, nu mai sunt ostași Se întorc conștiința victoriei, se întorc în uniforme militare. Mult timp ei vor umbla în uniforme militare de lipsă de haine. Și una e să fii un cetățean simplu și una e să fii cetățean care a ajuns la Berlin, care a invins și ai și uniforme militară și ai și decorații, ai și pușcă. Dar chestia cea mai interesantă legată de sunet, mi se pare, și aici e o întreagă poveste și se scriu, mai ales în jurnale, sunt o mulțime de mărturii, este că oamenii se întorc cu captori de război. Captura de război funcționează foarte interesant, pentru că una dintre elementele centrale a capturii de război este sunetul. Oamenii se întorc cu tot fel de patifoane. Și tot fiecare patifon vine cu un set de viniluri, ce erau pe atunci. Și în curțile cetățeanului sovietic obișnuit cu marș cu muzică clasică și ce mai era muzică oficială standard sau folclorică, muzica oficială acceptată de regim, acum brusc începe să apară tot soi de muzică anglo-franceză, americană, care e foarte diferită pentru urechea cetățeanului. Asta aduce o, o, o pată de culoare în toată sonoriza, sonorul ăsta, al, al, mai ales al elitelor al uh, zonei urbane, evident, pentru că în zona rurală lucrurile funcționează puțin altfel. Um, acest lucru uh, va ajuta foarte mult la apariția ceea ce se va întâmpla mai puțin mai târziu um, uh, unor curente în rândul celor uh, tineri. Uh, ei se vor numi un soi de stileaga de la stil care este Întotdeauna muzica în spațiu estic și a fost muzica underground, muzica alternativă, a fost foarte mult corelată cu, să zicem, formele de împrumut din spațiu occidental, evident, și foarte mult corelată cu sonorul, foarte mult corelat cu sistemul de vestimentație. Adică sonorul trebuia să corespundă unui sistem de îmbrăcare stilistică și așa mai departe. Și apărea ca un fenomen de mimare, să zicem, a ceea ce se întâmpla în spațiul occidental. În anii 50 mai puțin, de la sfârșitul anilor 50, încep să apară primele grupuri, în anii 60 deja încep să fie destul de multe. Practic, primul element central este această formă de împrumut. Acești, aceste grupuri care s-au chemat în prima formă, să zicem, Tileaga, ei uh, mimau toate elementele din dinspre jazz, spre rock, spre toate uh, mai târziu puțin spre rock and roll, încă rockul nu a apărut sau ce puțin nu era cunoscut, apăruse, a apărut ceva mai târziu. Uh, era o influență foarte puternică în mod special la uh, zonei anglosaxone dar, era și în mod multe elemente din zona franceză și ceva italiană. Existau un anumit tip de represie față de aceste genuri, adică erau interzise ca formă de prezentare în spații publice. Vizual, acești copii ieșeau în, în contrast foarte puternic cu ceea ce era oficial, cu tipul de vestimentație, se îmbrăcau foarte colorat erau propaganda ei comparat cu niște papagali, pentru că chiar arăta foarte colorat. <fie> Însă e foarte interesant că acest, aceste, această modă pătrunde foarte mult în zona, să zicem, copiilor clasei de mijloc și elitei, un soi de burghezie sovietică adică mulți din copiii mai copii de aur, ce se chema, adică copiii din familii bune comuniste, începuse să, aibă această modă și atunci represiunea trebuia să fie mai atentă. Dar au existat o mulțime de... exista în general funcționa această formă de represiune asupra lor. Ei cumva au fost un soi de pioneri în, în domeniu. Mai... Târziu lucrurile încep să se schimbe pentru că apare dezghețul anii 60. E foarte interesant că în anii 60 începe să circule mai multă muzică, să se asculte mai mult, începe să apară foarte multă, multă informație, pentru că informația conta foarte mult, încep să apară foarte multe surse de informare. Uh, și atunci apar pentru prima dată un soi, de, uh, piața neagră e foarte importantă în acest sector, apare piața neagră, pe de-o parte cele care erau aduse clandestin din Occident, dar apare un fenomen foarte interesant, mie mi se pare unul dintre cele mai interesante fenomene în acest domeniu, este producerea uh, inter, internă a unor, a unor materiale audio, uh, reproducerea de fapt a unor materiale audio. Tehnica era destul de complexă pentru acea vreme, însă e un paradox pentru că apar pentru prima dată, pe departe este cerință foarte mare, oamenii vor să asculte muzică occidentală, mai ales tinerii, Dakile, nu au instrumente, încep să apară instrumentele, radio -ul. încep să apară tot soi de forme de, 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 acele casetofane mari pe bobină, încep să se poată fi ascultată muzică, însă nu există material de ascultat. Încep să apară vinilurile, picapurile. Și atunci apare pentru prima dată un fenomen Ceea ce se cheamă un soi de. se va numi producerea muzicii pe coaste, să, tra să traducem. e Fenomenul e povestea în felul următor. Niște tineri ingineri din. găsesc o soluție de înregistrare, fiindcă regimul educă copiii să apară o mulțime de școli înalte, oamenii încep să devină ingineri, regimul are nevoie de specialiști foarte buni în inginerie, tehnologie și mai departe, pentru că trebuie să câștige războiul rece, să câștige cursa pentru cosmos. În același timp nu au muzică, copiii vor muzică. În Petersburg, în Leningrad, pe atunci apar niște grupuri care se duc ca să înregistreze muzică, mergeau la în țările baltice. Țările Baltice, Republicile Baltice, ce se nume pe atunci, de ce? Pentru că de acolo se prindea mult mai bine posturile străine. Posturile străine care transmiteau muzică foarte multă. Ei se duceau, registrau această muzică pe acele bobine ca registrau, se întorceau la Petersburg, la Leningrad, care e foarte câte, câteva sute de kilometri, foarte aproape. Aici, câțiva băieți, ingineri foarte buni, găsesc o soluție de înregistrare pe viniluri încep să facă viniluri, un zon de homemade, în condiții de casă. E foarte interesantă tehnologia pe care o fac ei, practic știau deja să facă fac această tehnologie în condiții de casă. Problema cea mai mare este că nu dispuneau de plasticul pe care să se înregistreze această muzică. Și atunci apare un fenomen care devine aproape emblematic pentru generația respectivă. Tineretul sovietic începe să-și facă radiografia pe la oraș. De ce? Pentru că acea peliculă care o primești cu radiografia, era, ei o tăiau, îi făceau cu țigara în mijloc, așa, o găurică, o puneau și pe aia îi înregistrau. Pe această... Și chestia că de ce îi zice coaste? Pentru că acolo se vedeau coastele când te uitai. Și când te duceai să cumperi, te întrebau ce coaste vrei în limbajul în jargon la Piața Neagră. Și ei spuneau, vreau coaste cu Beatles, vreau coaste cu Led Zeppelin. Și asta a fost un fenomen destul de interesant. Pe mine mă interesează mai degrabă cum se găsesc mecanisme de reproducere a acestui sistem. Pentru că scopul era să ajungă sunetul la scopul întregii mașinării era să ajungă aceste sunete la, la tineret. Bun. Așa începe unul dintre elemente. Practic, educația și pregătirea tinerilor produce un fenomen de reproducere, adică le dă instrumente ca tinerii să-și poată reproduce propria muzică sau muzica pe care o doreau. În anii 60 mai sunt fenomene destul de interesante din punctul meu de vedere. Încep să apară câteva orientări în muzică care nu este controlată de regim. Este muzica de crâșme, un soi de restaurante, care era la limita uh, neoficial-neoficială, încep să apară uh, muzica uh, chanson, un soi de muzică care se cântă neoficial, este interzisă sau nu este acceptată, dar este un cânt, o muzică de stradă cu influențe, cu o tradiție foarte mare în lumea criminală, în lumea bandiților, a pușcăriașilor. Și care devine o modă foarte mare, mai ales în lumea, să zicem, populară a păturilor mai de jos. Adică păturilor, să zicem, muncitori, copii de stradă, copii uh, din familii uh, uh, ghetorilor proletare și mai departe. <gână> Asta are un succes nespus de mare, acest tip de muzică. Și în același timp apare un fenomen de masă care este oficializat cu timpul, genul de muzică care îl cântă un soi de barzi, barzi care recită poezii și cântă cel mai cunoscut este, să zicem, fenomen cum a fost cazul lui Vysotsky. Vysotsky cântă acest gen de muzică, un cantautor cu chitară în mână și cântă versurile și pune versurile pe un soi de muzică. zaroiu. Ilazupa Țelui, Spielu, Acum, Java și Vesoțchi, să zicem, sunt două nume foarte cunoscute acestui gen de muzică. Ea are un succes foarte mare în rândul. E, e cumva un soi de emblema generației dezghețului, și care ține și în anii 70 foarte mult, în generația, perioada brejnevista. Are un succes foarte mare și cu timpul ea este, nu devine oficială pe canalele centrale, însă devine un soi de pe canale semicentrale, adică se mai de la radio și se acceptă să se facă în casele de cultură, în marele centre urbane, această muzică pentru un soi de elită culturală, elită intelectuală sovietică. Fenomenul care ne interesează mai mult este felul în care încep să apară în acest context, în acest context muzica underground sau un soi de ceea ce se va numi rock sovietic. Este o muzică, practic pentru prima dată, e fenomenul muzical care nu va fi niciodată, să zicem, acceptat în discursul oficial, în, să zicem, în sistemul oficial al regimului sovietic. Um, dar aici vreau să spun un lucru care e foarte important Este că în anii, începând cu anii 50 își pun tot mai mult problema cum, Ce facem cu tineretul în sensul în care Cum găsim forme de uh, divertisment pentru tineret Pentru că asta era una dintre problemele foarte mari ale regimului Adică e timp, regimul oferea, să zicem, cele 8 ore de muncă, cele 8 ore de, stat, de dormit și mai rămâneau mult timp liber. Problema cu tinerii care nu prea aveau uh, cum umple acest uh, timp. Divertismentul în general a fost o problemă destul de mare, mai, încep, mai ales începând cu anii 60. Și atunci se produc o mulțime de fenomene interesante. Pe de-o parte, se creează o rețea foarte mare uh, în domeniul sistemului uh, uh, sportiv, Sportul era o supapă foarte importantă în care erau direcționați cei tineri, plus că ideologic corespundea, să zicem, producem omul nou, un om sănătos, un om performant din punct de vedere nu doar intelectual, ci și fizic. Era o întreagă ideologie a noului regim. Pe de altă parte, începe să producă foarte multe școli muzicale și școli, infrastructură pentru, să zicem, divertismentul ăsta muzical-artistic încep să apare ceea ce se va chema un soi de școală de șapte ani, semilet ca zicem noi, de educație muzicală pentru copii, gratuită, la îndemâna oricui, în care cu părinții și devenise transpuse într-o soi de modă urbană, ceea ce e foarte important. Adică ei introduceau aceste fenomene tocmai ca forme, nu doar ca, o chestie de obligație, ci ca modă. Adică copiii erau foarte în modă, ca mid clasa de mijloc și chiar zona urbană, să-și dea copiii la aceste școli. Aceste școli le făceai de câteva ori pe săptămână în afara sistemului școlar clasic. Mergeai la, după masă de obicei, mergeai la această școală, făceai, îți alegeai un instrument pentru copilul tău. În general, instrumentele cele mai vehiculate erau pianul, chitara, vioara, acordeon, instrumente de suflat, dar astea erau cam, Practic, un soi de variație clasică între instrumente clape, corzi și instrumente de suflat. Și percuție nu era chiar așa în modă, dar puteai să faci și percuție. Era un soi de. La percuție mergea cel care nu se descurca la celelalte instrumente. Bun. Mă rog, folclor. Ce s-a întâmplat cu acest fenomen este că brusc te trezeai că un număr enorm de mare de copii erau apți să cânte la ceva. Lucru care s-a pierdut în ultima, ultimii 20 de ani, dar în spa, acel spațiu, de exemplu, eu mi-aduc foarte bine aminte că în generația mea ideea de a nu ști să acorzi o chitară era e ca și cum nu știați engleză. Adică, sigur din trei oameni, nu știa să acorde o chitară. Adică era o chestiune, adică era un mecanism care toată lumea îl știa. Adică să acorde o chitară e ca și cum știți de să faci o sticlă de vin la 16 ani. Adică, nu se pune problemă. Asta spune foarte mult despre... Pentru că pe mine mă interesează cum acest tip de resurse pe urmă produce un alt tip de fenomen. S-au investit enorm de mult în casele de cultură, Adică o întreagă rețea de case de cultură în care trebuiau să existe evenimente pe departe parte cinemau, pe departe parte un anumit tip de teatru, aveau cercuri de artă vizuală și cercuri muzicale neapărat. Club, genuri de mici grupe muzicale pe diverse, diverse stiluri. Acest lucru a dus la un număr imens de. la o dezvoltare a resurselor umane muzicale fără precedent, din punctul meu de vedere, care nu avea cum să nu dea roade. Adică, copiii ei care știu să cânte vor să facă ceva. Iar, de obicei, mai ales cei adolescenți, tind să cânte lucruri care sunt interzise, nu chiar lucruri. Adică nu, tinerii nu prea sunt dispuși să mimeze ceea ce se cânte, ceea ce cânt cei mari, ci altceva. Asta e un fenomen destul de clasic. Întotdeauna în toată, în toată lumea, de când e lumea și pământul, tinerii vor cânta altceva decât vor cânta cei în vârstă. Pentru că ați diferenția, pentru a face distanță. Nu se tem, în general nu prea au conștiința de frică, față de regim de reguli și așa mai departe. Așa e lucru specific. Practic, ce observăm este că regimul pune la dispoziție, pe de-o parte, cunoștințe tehnice, pe de-altă parte, infrastructura. Apare infrastructura foarte multă, infrastructura contează enorm de mult în această poveste, și, pe de altă parte, pregătește resurse imense, evident, în alt scop, dar aceste lucruri se vor răzbuna, din punctul meu de vedere. Bun. Începând cu sfârșitul anilor 60, începe să, apară, începe să apară pentru prima dată un soi de mimetism în masă a muzicii occidentale. Se dezvoltă în spațiul occidental, enorm de mult, perioada rock and roll, pe urmă vine perioada rockului. Aceste valori, evident, că ajung și în spațiul, în țările comuniste. Însă, el este luat și îmbrățișat aproape cu o pasiune, cum cred că nici în Occident n-a fost trăit vreodată. Oamenii, tinerii, încep să-l mimeze, să-l cânte. Partea interesantă e că pentru prima dată, la început, el este luat pur mimetic. Adică, tineri, grupuri de tineri încep să cânte efectiv să cânte efectiv cântecele marilor șlagărele mari ale trupelor de rock and roll, de rock occidental. Chiar dacă nu știu limba, ei încep să mimeze aceste aceste cântece. Tehnologia fiind foarte scumpă și accesul la aparate de sunet, de de videocasete, casete, viniluri și mai departe, era foarte greu de găsit. Începuse, iar oameni, resursa umană era la îndemână orcui, și instrumentele încep să se găsească de cântat, era, de exemplu, apăruse ceea ce se cheamă un soi de tonomate de oameni vii. Adică era mai ușor în anii, sfârșit de anii 60, început de anii 70, mai ales în anii 70, când devenise în modă în orașele mari, era mai ușor să, de exemplu, făceai o zi de naștere. Adolescenți facem o zi de naștere. La o zi de naștere, vedeai că fiind adolescent, vrei să asculti muzică care era în vogă în rândul tinerilor. Și era această muzică de rock occidental, era top hit, hiturile acestor acestui muzic. Însă nu puteai să ai, nu toată lumea avea acces la aceste forme de reproducere muzicală. Adică un casetofon, un pickup, up vinilurile respective. Și atunci luai 3-4 băieți și îți cântau Muzica occidentală pe care vreau. Știau acele 10 piese opt, clasice care toată lumea le zburnea. acest Beatles, Led Zeppelin sau ce mai era în, în, în perioada respectivă Și era efectiv pe post de tonomate vii. Asta e o, o, o chestiune foarte interesantă pentru că resursele umane erau la dispoziție Mulți copii știau, devenise o modă să ai în școală o trupă care să zbârne. Evident că trebuia să cânte și muzică dacă școala e lăsat, trebuia să cânte și niște muzici mai e, oficiale, dar în general când se termina cu chef, se trecea la această muzică, reproducerea muzicii occidentale. Bun. Practic pe, aceste, pe acest, spațiu, pe acest, să zicem, resurse umane, infrastructură mai departe, se încep să se nască aceste prime grupuri care ele la început reproduc. Dar ele nu mai sunt mulțumite cu reproducerea, evident, pentru că copiii își pun această probleme, deja tineri, adolescenți, studenți și mai departe, își pun problema dacă niște puști la Liverpool sau la știu să facă această muzică, de ce nu știm să noi, de ce nu putem și noi să facem acasă la Moscova, la Petersburg, la Chișinău, la Odessa și mai departe, de ce n-am putea și noi, mai ales că știm muzică, adică după cum se va vedea mai târziu, este că mare ma parte din trupele din spațiul sovietic, se percepea la muzică ceva mai bine decât colegilor occidentali, pentru că mulți dintre ei aveau studii de muzică foarte, foarte bune, adică nu începeau să învețe cum să cânte la chitară, ei știau de mici să cânte. Și începe acest fenomen de construcție, de regândire a propriei, propriului, propriului, propriei muzici. Evident, cu influențe foarte mari occidentale. Evident, cu multă stilistică de influență occidentală și așa mai departe, asta era firesc pentru că avea bază, să zicem, mimetismul acesta occidental, dar în același timp el începe să devină o chestie specifică locală. Și prima mare trecere este, prima trecere este în momentul în care se hotărăște să nu se mai cânte în engleză, Chiar dacă majoritatea care cântau dintr-o nu prea știau engleză, dar mimau în Engleză, cum știau ei, învățau pe de rost textele. Iar noua generație începe să învețe și engleză, pentru că erau interesați să știe ce cântă colegii lor. Însă, pentru prima dată se pune problema foarte serios, mai ales prima trupă care începe să cânte oficial și asumat, mă rog, oficial, în underground oficial, asumat cum este mașina timpului, mașina vremenii se va chema, începe să cânte în rusă. Pentru că ei hotăr -ă, decid și decid, cred că corect, în felul lor, este că o muzică cântată pentru noi despre noi, cu problemele noastre, trebuie să fie în limba noastră. Și cum limba oficială a Imperiului, a Uniunii Sovietice era limba rusă, s-au decis să cânte în rusă. Așa a început să apară primele fenomene. Partea interesantă a acestei mașinării underground, cum se construiește ea, este în felul următor. Ea începe să. cei mai, grosul oamenilor care apar în această producție a muzicii underground sovietice, a acestui rock sovietic, sunt copii, majoritatea sunt copii de, din middle class-ul sovietic. Adică copii de intelectual, profesori, ingineri, medici și mai departe. Oricum, grosul vine din clasa de mijloc urbană. Copii educați, copii cu școală, copii cu, bună, bunăstare medie, pentru acele vremuri medie, evident. Uh, și în care încep să produc o muzică de foarte bună calitate, din punctul meu de vedere. Uh, muzical, nu atât de. Uh, nu cred că muzical depășesc ceea ce se întâmplă în spațiul occidental, e, cum să zicem. Niciodată uh, muzica rusească rock nu a atins nivelul foarte ridicat al muzicii anglosaxone, însă, din punct de vedere al textului, foarte interesant. Textele lor sunt foarte, foarte reușite. Adică, e un accent foarte mare pe text, pe ceea ce comunică ei. Asta e un, un, un fapt foarte bun. De multe ori textele sunt mai, mult mai bune decât ceea ce, să zicem, stilistica muzicală. Dar asta este o chestiune nu atât de importantă din punctul meu de vedere, pentru că e important întreg fenomenul în sine, pentru că produce, să zicem, o alternativă la tot ce înseamnă, tot ce înseamnă sistem oficial, care e un, un sistem destul de plictisitor, copiii nu se mai regăseau deloc, tineretul practic abandonase, mai ales la sfârșitul de anii 70, început de anii 80, abandonase total orice conexiune cu regimul oficial. Adică ei își construiau propria lor lume alternativă și una dintre elementele centrale este sunetul, muzica. Asta a contat enorm de mult. Practic, începutul, sfârșitul anului la 70, încep să apară aceste prime trupe de muzică bine închegate, cu discurs foarte clar, bine organizate, în care deja încep să aibă repertoare, un repertoar destul de bogat și încep să îi iau public. Singura lor problemă este spațiul de cântat, scena, cum ar veni. Pentru că scenele erau controlate de regim, adică pentru a cânta pe o scenă oficial trebuia un întreg ritual administrativ. Și atunci acești copii încerc să se organizeze în diverse forme pe lângă mulți dintre ei, de exemplu, primele grupuri cele mai importante încep să se aranjeze pe lângă un soi de case de cultură, palate de cultură ale diverselor gen sindicate, ale fabricilor, ale uzinelor, unde aveau unde erau mai puțin controlate de regim, unde aveau infrastructură, pentru că toți aveau o sonorizare, un loc de cântat și mai departe, și încep să se construiască aceste mici concerte prin școli, iarăși funcționau mici concerte pentru prieteni și așa mai departe, pornind de la prieteni de la grupuri restrânse, după care începuse să aibă succes puțin și în cercuri mai largi. Încep să apară primele forme de înregistrare, deja tehnologia se dezvoltase, Mulți dintre copiii din clase de mijloc încep să-și construiască mici uh, studiouri de înregistrări. Acum ar părea foarte primitive, dar pentru atunci sunau destul de și acum sunau, sunau destul de prost. Dar cerințele acelor vremuri erau destul de mici. Oamenii vreau să audă această sonorizare altfel. Mai ales când se audă gitara electrică, asta era deja important să se audă acest, acest sunet. Sunetele astea electrice încep să fie foarte, foarte în vogă lumea se săturase de acustică, de operă și balet, pentru că în Uniunea Sovietică era la mare căutare, mă rog, oficial era muzica clasică, lumea se de muzică clasică. Cu tot respectul pentru ea, dar tineretul vrea altceva atunci. Și începe să apară prima rețea, una dintre chestiunile cele mai interesante în acest sector este apariția a ceea ce se va chema concerte de apartament. Concertele de apartament erau în general în zona lumii, să zicem, mic-burgheziei burghe -ă, sovietice, în zona clasei de mijloc sovietice. Deci, apăreau aceste trupe în care să impresarii deja, adică eu cunoșteam ă, trei trupe sau două trupe și spuneam: Băieți, cântăm la X ă, în apartament. Eu strângeam 30-40 de oameni cât cunoșteam, tot se făcea prin telefon sau prin înțelegere de la voce la voce și fiecare venea, plătea câteva ruble, ascultau un soi de amplagat, a unei trupe sau două trupe, se asta se terminau cu un chef și astea erau aceste concerte de apartament care erau în cercuri mici, care cu timpul s-au diversificat și unii dintre ei cântau câte 5-6 concerte pe, în weekend și mai departe. Făceau și niște bani, Mă rog, astăzi pare nesemnificativ acele câteva sute de ruble, așa. Dar erau boemie destul de dezvoltate, ei erau, mulți dintre ei erau fie studenți, fie tocmai terminaseră ceva o facultate. Mulți dintre ei nu vreau să lucreze sau lucrau joburi foarte mărunte. Pentru a-și face, ei credeau foarte mult, vreau să facă să zicem, acest tip gen de muzică. Era o boemie care funcționa foarte bine în respectiva. Era o perioadă foarte stabilă, financiar se putea trăi cu foarte puțin bani și mai exista familia și așa mai departe. Practic, aceste trupe s-au mulțit foarte repede, destul de mult, dar ele funcționau încă în, în orașele mari. În orașele mici, lucrurile încă nu, nu, nu se, nu se partea de, reproducere începe să se apară, ei au început să-și facă în regim propriu aceste casete care se multiplicau, se transmiteau, se multiplicau de atâtea ori, când, mai, ultimile, când ajungea la surse din, în periferie, deja aproape nu se mai auzea ce se cântă, dar atmosfera era importantă ca să ai caseta respectivă. Bun. Astfel se, să zicem, se dezvoltă mici rețele care cu timp încep să se, să se organizeze tot mai bine și să facă mici concerte și în săli mai mari. Aici apare un fenomen, dar tot apare, el apare la sfârșitul anului, 60, paralel, pentru că regimul înțelege că trebuie să găsească o contrapondere acestui mare, acestui mare, 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 mare val de muzică occidentală. Și ceea ce propune uh, uh, oficial regimul, care mi se pare o chestie foarte inteligentă, dar care nu va avea, un, va avea un succes foarte mare la public, însă nu va, se va ridica la nivelul, să zicem, influenței pe care o va avea muzica neoficială, muzica alternativă, underground rock din anii 80. Uh, regimul hotărăște să producă un soi de via, se cheamă, vo, uh, inst, uh, trupe vocale instrumentale. Uh, iau tineri foarte bine pregătiți, uh, le oferă un o infrastructură și tehnică să producă un soi de muzică alternativă la cea occidentală, asemănătoare, dar controlată de stat. Adică versurile să sune cu păsările, cu de soare, cu să nu fie deranjante cu nimic. Și ei cântă și încep să apară o mulțime de trupe în toată zona, în toată Uniunea Sovietică, în toate orașele. Se existe pe lângă case de cultură aceste trupe, care se cheamă în diverse forme. Și le cântă destul de bine, destul de atrăgător, dar sunt niște, un soi de clone. Adică sunt controlate într totul de regim. Sunt pe, cu salarii, sunt pe lângă casele de cultură, pe lângă Filarmonică, pe lângă radio, pe lângă diversele centre de centre ale statului. De exemplu, din Republica Moldova, ele au, uh, uh, Trupa Noroc uh, se încadrează în acest tip de, 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 de muzică. Cu toate că uh, aici uh, regimul, oricât ar controla, nu poate să controleze în totalitate. De exemplu, Trupa Noroc este la limită, uh, Ea produce o muzică de foarte bună calitate. Folosește foarte mult folclor, se acceptă, chiar este recomandat. De exemplu, cei din Belarusia folosesc stilul de folclor belorus, cei din Ucraina stilul de folclor și mai departe și combină cu acest etnoroc pop ca genuri și cântă lucruri foarte interesante, unele mult mai complexe muzical, pentru că sunt, marea parte dintre ei sunt băieți foarte bine pregătiți muzical cu conservator, cu școli bune, cu experiență muzicală foarte mare, cu experiență în jazz, cu experiență în diverse genuri muzicale pe care le experimentează și atunci își permit în această trupă să construiască lucruri. Însă, ăștia vor fi văzuți întotdeauna ca o parte a culturii oficiale, chiar dacă, să zicem, joacă la limită mulți dintre ei făcând și lucruri care nu sunt chiar permise, mai ales în concertele mari, și permit să cânte lucruri care, să zicem, sunt la limita zonei oficiale. Cei din zona neoficială vor trăi nu vor avea surse de venit vor trăi în condiții destul de dure să zicem. Concertele lor nu sunt acceptate și când mai le mai primesc niște, niște zone de accept, de accept sunt mereu controlați și așa mai departe. În, în, în anii 80 deja după anii 80 încep să se gândească cum să controleze acest fenomen și regimul și încep să le deschidă mici supape de exemplu la Petersburg la Leningrad se deschidă un soi de ei neoficial își deschid un soi de club de rock într-o uh, cazangerie, adică într-un subsol așa, unde se strâng toată lumea alternativa a muzicii uh, din acea perioadă. Devine un soi de loc uh, emblematic și uh, lor le se deschide niște oportunități de a organiza mici festivale, mici uh, concerte în spații, uh, în săli mai mari ca după să treacă iarăși într-o perioadă de control și de interzicere, există o perioadă care baile îi permite, bai interzice și mai departe. Odată cu perestroica, ei sunt acceptați și li se oferă o deschidere destul de mare și atunci, practic, generația mea trăiește cu, ei sunt născuți mai ales generația perestroica, lor li se oferă posibilitatea să cânte în club, în săli mari, Începe încet, încet să li se ofere chiar pe stadioane să cânte. Și partea cea mai interesantă este, încă nu apar pe, pe televiziune, la televiziune încep să apară târziu, spre sfârșitul lui 88 89, în doar în niște emisiuni de noapte. La radio mai greu, însă li se permite reproducerea, adică tirajarea în masa unor albume. Și partea cea mai interesantă din punctul meu de vedere este pentru prima dată încep să apară în film. Asta va deschide total, pentru că noi, de exemplu, din provincie, nu aveam de unde să vedem concertele lor, fiindcă erau destul de mici, greu de ajuns și mai departe, dar îi vedem în film. Apar 3-4 filme, unul după altul. Noi vedem cum arată, cum fac, cum cântă, cine sunt și mai departe. Ei devin o soi de eroi ai noștri, cu toate că, de exact, în 88, noi toți aveam casetele, într-o formă sau alta, a acestor trupe. Practic în doar câțiva ani devin, pentru că deschiderea e foarte mare, ei devin o soi de vocea, sunetul schimbării, un soi de sunet al perestroica, sunet al anticomunismului, al schimbării radicale De exemplu, imnul rock care devine pentru generația noi o soi de schimbare se cheamă peremen, noi vrem schimbarea Așteptăm schimbarea, și asta este sub muzica, asta este Tsoi, Kino, care devine, va deveni o soi de emblema marilor schimbări, care va fi o, și o emblema sunetului acelor vremuri. <fie> pentru generația noastră, și pentru generația care cumva a văzut căderea regimului comunist și căderea Uniunii Sovietice, sunetul acestui, acest underground care este și care se construiește începând cu anii 70 și până în sfârșit, până în 80, începând cu anii 90, este practic acest, acest fon sonor sub care vedem toate aceste schimbări și am crescut odată cu dezvoltarea lui, care după 90 Paradoxal, se schimbă foarte mult. El încă are o perioadă de glorie, încă câțiva ani, după care piața cumva îi dizolvă, încep să apară alte sonorități, încep să apară alte mode, încep să apară industria, încep să apară banii, încep să apară finanțele, care schimbă radical toată construcția sunetului care va domina a doua parte, mai ales a anilor 90 care deja e altă poveste. Și acum cumva recapitulăm și revenind la Republica Moldova, că pentru că era ideea să spun și câteva lucruri despre Republica Moldova, care trece cam prin acest, același fenomen. Republica Moldova, ținem cont că ea începe să facă parte din, Imperiul, din Uniunea Sovietică, mă rog, istoria lui Ia e mai veche, dar după al doilea război mondial intră în componența Uniunii Sovietice. Tradiția din spate însă e o tradiție foarte interesantă că există un soi de lăutărie în spate și o care este puțin diferită de cea românească, pentru că există lăutăria rurală și urbană, care este una cântată de romi, de lăutarii romi, care în România e foarte cunoscută și e faimoasă și de foarte bună calitate. În Republica Moldova, în Basarabia, exista și ea, evident. Însă, exista o altă formă de lăutărie, mai puțin cunoscută, Acum, probabil, dar care era, pentru că orașele uh, moldovenești uh, și uh, fiindcă ea a aparținut Imperiului Țarist înainte, era o zonă foarte uh, populată de, uh, cetățen, de uh, comunitatea evreiască. În urban apare o muzică lăutărească, Klezmer. De exemplu, la o nuntă din Chișinău, în începutul secolului 20 sau în perioada interbelică, dacă aveai bani mai puțini, îți luai lăutari romi, dacă aveai bani mai mulți, îți luai lăutari evrei. Ei cântau foarte bine, ei cântau puțin diferit, pentru că făceau un soi de klezmar, adică combinau în registru muzicii locale, moldo, română, ruse, evreiești mai introduceau acele inflexiuni muzicale de plângăcioase puțin stil, specific, iud, stilului muzical evreiesc. Ele sunau foarte bine. S-a cântat, -cânta foarte mult Klezmer în zonă. Ei puteau cânta un amestec de idiș rus și fiindcă era o zonă în zona urbană se cânta mult și rusește și idiș foarte mult și românește. Și sunau foarte interesant. Ei erau cei mai organizați, aveau chiar o, un soi de sindicat, încă de la sfârșit de secolului XIX, ei deja aveau un soi de ghilde, ziceau ei, un soi de sindicat al meseriașilor în domeniul, al călăutarilor lor. De ce spun chestia asta? Pentru că în când are loc, în sfârșit, în, chiar și în perioada României Mari, încep să apară o mulțime de muzicanți care vin din această zonă urbană amestecată. De exemplu, în, foarte mulți vin în București. București oferindu-le mult mai multă, o, 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 fiind o ofertă mult mai mare, oraș mult mai mare, o burghezie mai dezvoltată, aveau nevoie de o muzică mai. Și așa vin o mulțime de, din comunitate o mulțime de evrei din Basarabia, care sunt foarte buni muzic, muzici, muzicieni, care vin pe această tradiție și vor cânta în foarte multe orchestre din București. Există un fenomen foarte interesant, care din păcate nu e studiat, dar a rămas ca un asta Este... Apare un puștan din Chișinău, care se mută la București în sfârșit de anii, în perioada, sfârșit de interbelice și va cânta și în anii 50, mulți până spre 60, care va deveni un fenomen, un soi de trânseter în București. Se cheamă Malagamba, E din Cinau, vine Sergiu Malagamba și face un întreg curent, este baterist, cântă, de ce amintesc lucrurile astea, ca să vedem cum vine, că acești copii nu apar pe, loc, pe locul gol, adică ei apar într-o tradiție, într-o cultură urbană și într-o cultură muzicală locală. Bun. Ce se întâmplă în anii 50 în Republica Moldova este că următorul fapt. Pe de parte există un proiect cultural, politic, social, corenizație, să va numi, adică construirea unei elite locale, social, politic și cultural, cu tot ce e specific locului, adică cei locali să se dezvolte în limba lor, în cultura lor și mai departe. Și pentru asta se va construi o întreagă infrastructură mai ales cu o infrastructură de art culturală, de divertisment. Primii care vor, se, vor, se vor adapta foarte bine sunt aceste, pe tradiția evrească, sunt aceste mici grup pe muzicale, un soi de jazz, un soi de muzică de stradă care va organiza o mulțime de grupe și vor dezvolta o muzică destul de bună, de foarte bună calitate. Se dezvoltă acea, acele școli de care spuneam de șapte ani în care copiii din sate, din orașele mici și mai departe încep să facă muzică. Eu, de exemplu, am făcut muzică în, în, într-un sat. Și știu, în sate aveam și case de cultură și exista și un mic club de muzică. În multe sate, mai ales în orașele mici, se făceau, avea acces la foarte multe uh, școli din aceste muzicale. Uh, se dezvoltă destul de bine, uh, încep să se construiască o mulțime de uh, cu o grupe muzicale pe lângă uh, marele filarmonici, uh, uh, întreprinderi și mai departe în uh, anii uh, 60 apar uh, mai multe grupuri uh, în zona a ceea ce se va chema via, uh, or, formații de muzică vocală instrumentală uh, Cea mai cunoscută este trupa Noroc, o trupă de o calitate foarte bună muzicală, care îi combină foarte mult, să zicem, stilistica muzicii Rock-pop cu etno local, cântă în limba moldovenească, mă rog, română. Un fenomen, asta e un fenomen nou, pentru că începe, se dezvoltă foarte mult această muzică în limba locală. Pe de-o parte, ai foarte dezvoltă filarmonica, se dezvoltă teatrele, se dezvoltă uh, muzica academică, muzica academică în spațiul sovietic are un loc de frunte, e un soi de muzică oficială, uh, dar alături de toată povestea asta, pe baza acelei infrastructuri, se dezvoltă aceste trupe care au un succes enorm în rândul populației și mai ales în rândul tinerilor. Noroc este practic un soi de etalon al acestui gen de muzică. Însă mai apar uh, tu pe pe cum orizont, uh, uh, care cântă lucruri mult mai complexe din punctul meu de vedere, uh, fiindcă la un anumit moment au tot soi de conflicte, um, ei vor fi nevoiți să cânte, să se mute înaltă, în altă, în, în undeva în Crimea, uh, să cânte la o altă filarmonică, pe lângă o altă filarmonică, ei de trebuiau aia să aia țină aia întotdeauna de o, de o de instituție aia. ca să fie plătiți ca să fie ca un soi de organizație, să fie pe stat de plată. Lucrurile erau destul de bine organizate în acest sens. Formele alternative în Republica Moldova nu prea au existat în, decât în interiorul acestor grupuri. Adică aceste grupuri cântau, aveau un registru oficial în care puterea îi, organi, îi verifica de tipul ce cântați, ei trebuia să fie totdeauna să vină cu lista ceea ce vor cânta în cadrul unor concert. Și întotdeauna aveau un soi de plan B, lista a doua, în care cântau în mod real în, niște, în concertele publice. Pentru că, de exemplu, existau multe concerte care nu se făceau într-o casă de cultură, se făceau, de exemplu, pe un mic stadion sau într -o, unde erau mulți tineri care vreau un anumit tip de muzică sau vreau puțin diversitate și atunci își mai permiteau să schimbe registru și atunci se jucau la două capete și făceau acest tip de concerte între oficial și neoficial mulți dintre acești muzicanți cântau foarte mulți și câștigau foarte mult, mulți bani cu aceste, să zicem, scene alternative care erau nunțile și din orașe, sate și mai departe. E un domeniu foarte puțin studiat pentru că asta e un fenomen foarte important, pentru că acești uh, uh, muzicanți, uh, instrumentiști foarte buni din zona, să zicem, muzicii oficiale, ajungeau toamnele cântau prin sate și prin orașele și mai departe la și orașe, evident, pentru că unde se țineau aceste nunți, chefuri și mai departe, și aceasta era un soi de zonă alternativă de muzică. Partea cu adevărat alternativă în Republica Moldova bine abia la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, în care încep să apară câteva trupe influențate, să zicem, de centrele mari din spațiul sovietic, cum sunt Moscova, Leningrad și alte orașe importante. Pentru că acele trupe mari, underground, deja pătrund pe scenele mari, încep să vină. Eu, de exemplu, în anii 89-90, deja le -am, am văzut aproape cele mai importante trupe, le, le văzusem. Probabil persoana cea mai importantă în acest fenomen este Igor Dânga, care este și Crează trupa Cuibul, ei apar la sfârșitul anilor, începutul anilor 90, el creează un club și va deveni cumva un soi de precursor și va deveni managerul și cel care va produce mai târziu ceea ce va chema fenomenul Zdob Practic, Moldova produce, pe de-o parte, are această infrastructură imensă muzicală, are această scenă și, mai ales, important, este această resursă imensă de oameni, pregătiți muzical, care sunt dispuși și sunt pregătiți să producă orice tip de muzică, doar le trebuie anumite condiții. Și aceste condiții apar abia la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90. Cumva, toată această sonoritatea pe care noi auzim și tot acest stil al muzicii care vine din Republica Moldova are la bază aceste, aceste, aceste elemente destul de importante, zic eu, și care cumva noi trăim încă din această resursă imensă rămasă din, din acea perioadă. Evident că în ultima perioadă lucrurile s-au schimbat foarte mult pentru că apar noi condiții, apar scene noi, apar, apare o generație care combină, să zicem, ce, ce, ce din zestrea cu care a rămas, cu lucrurile noi care apar pe piață, însă această tradiție încă nu s-a pierdut. Eu nu știu cât va mai rezista infrastructura care există astăzi, pentru că e foarte important să dispui de o infrastructură de resurse, resursele umane necesare, mai ales resursele umane, pentru că dacă, dacă nu investești în educația muzicală a copilor, n-ar de unde să-ți apară sonoritate foarte, foarte dezvoltată și evident că deține, depinde foarte mult de noile condiții sociale, economice care produc sau impun sau creează condiții apariției unor noi tipuri de muzică. În acest moment suntem undeva, să zicem, într un anumit tip de criză, dacă înțeleg bine, Însă trăim încă din vechile resurse și mie mi se pare că fenomenele din anii 60, 70, 80, 90 încoace au fost niște fenomene foarte importante care cumva trebuie să le cercetăm mai mult. E clar că avem o arhivă foarte mare, vizuală și sonoră, care încă așteaptă cercetarea și e bine cumva să o... Să o păstrăm, să o prelucrăm, să o aducem într-o formă în niște condiții actuale în care poate fi văzută, auzită și mai ales să scrim cărți care să ne mai rămână ca să știm măcar ce s-a întâmplat. Sperăm să putem aduce o arhivă cât mai bogată ca să rămânem cu ceva după atâta vreme.